Hristos Domnul a înviat și este viu în vecii vecilor. Învierea lui este speranța, este nădejdea noastră, de aceea spun din toată inima, Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin. Dimineața învierea a fost și dimineața bucuriei. Domnul Isus, în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, când le-a întâmpinat pe cele două femei, printre altele le-a spus, bucurați-vă! Și eu vă spun în dimineața aceasta aici, la Elim Viena, Brun, bucurați-vă, Hristos este viu. Cu bucurie am cântat, cu bucurie ne-am rugat, cu bucurie vrem să ne apropiem de Cuvântul Sfânt și cu bucurie vrem să-l ascultăm. Sunteți de acord? Lăudați să fie Domnul. Haideți împreună să deschidem al Domnului Cuvânt la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Traducerea Cornelescu, pagina Scripturii 1053 începem cu primul verset și citim până la versetul 18 inclusiv. O facem cu atenție, cu respect, cu bucurie și Domnul să fie slăvit în toate. Amin. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeie, i-a zis Isus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și i-a zis să ne rabunii, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Vă mulțumesc cu respect, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului așa cum spuneam, este o dimineață bucuriei și personal sunt bucuros pentru că în premieră sunt împreună cu dumneavoastră. Am auzit de această biserică nouă construită, Domnul mi-a dat har în dimineața aceasta să o văd să fim împreună la părtășie, din țară, din România, de unde vin, de la Suceava, din frumosul ținut al Bucovinii, vă aduc salutări sfinte, frații care au știut de venirea mea, în locul acesta vă transmit harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste casele voastre, amin. Vreau să sar peste partea introductivă, pentru că așa la sărbătoare este aglomerație, foarte multe dorințe, foarte multe gânduri de exprimat și atunci, pentru operativitate, vreau să intru direct în abordarea mesajului. Pornind de la această afirmație pe care vreau să vă transmit și anume, fiecare eveniment marcant din viața Domnului Isus este plin de învățături sfinte pentru noi. Dacă vorbim despre nașterea Domnului Isus, avem o mulțime de lucruri de învățat. Dacă vorbim despre viața pământească a Domnului Isus, de asemenea avem multe de însușit. Spunea Apostolul Ioan 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6: Dacă zicem că rămânem în El, sau cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Domnul Isus. Dacă vorbim despre viața de rugăciune a Domnului Isus, avem de învățat multe. Dacă ne raportăm la intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, avem de învățat. Dacă vorbim despre moartea Domnului Isus, avem de învățat. Dacă vorbim de înălțarea Domnului Iisus la ceruri, de asemenea avem de învățat. În dimineața aceasta suntem la învierea Domnului și sigur că avem o mulțime de lucruri de învățat. Nu le pot eu exprima pe toate, o să mai fie un frate după mine, fratele Nelu, și cu siguranță și după masă și mâine dimineață, cu ajutorul Domnului, veți învăța și vom învăța de la Cel care este blând și smerit cu inima, de la Domnul Isus Hristos, a Lui să fie slava, cinstea și gloria astăzi și în toți vecii vecelor. Pentru dimineața asta vreau să vorbesc despre patru lucruri pe care le învățăm la învierea Domnului Isus. În timpul pe care l-am la dispoziție, vreau să le prezint, să le dezvolt și să ne ajute Domnul ce învățăm ieșind din locul acesta, să putem să împlinim, să putem să trăim, să mă ajute Domnul și pe mine și pe dumneavoastră toți, amin. Primul lucru care ne învață sau pe care îl învățăm la învierea Domnului Isus este acesta. Dintre toate căutările pe care omul le are în viața pământească, cea mai importantă este să-l căutăm pe Domnul Isus. Să spunem cu toată adunarea, amin. E adevărat că oamenii au foarte multe căutări. Totdeauna căutăm. Căutăm un loc de muncă mai bun, nu? Căutăm o casă mai bună, căutăm o mașină mai bună, căutăm o școală mai bună pentru copiii noștri. Sunt oameni care caută să ajungă undeva sus în societate, pe scară politică și așa mai departe. Însă, dragilor, cea mai importantă căutare pentru noi muritori este aceasta, să-L căutăm pe Domnul Isus Hristos. Să ne ajute Domnul. Vedeți aici, în textul pe care l-am citit, apreciez foarte mult pe Maria Magdalena. A venit dis de dimineață la mormânt pe când era întuneric, era noapte, spune Scriptura, pasajul citit, a văzut că piatra e dată la o parte, nu intră, se duce și anunță pe ucenici, bărbații, o femeie înțeleaptă, vin cei doi ucenici, despre ei o să vorbim puțin mai încolo, constată că mormântul e gol, însă Petru și Ioan, ce fac? Caută? Nici vorbă. Se întorc înapoi. Ei, aici, în pasajul citit, de la versetul 11, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femei au zis ei, pentru ce plângi, ea le-a răspuns. Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus, cu alte cuvinte, îl caut. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Domnul Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este el. Femeia a zis, Isus, de ce plângi? Pe cine? cauți? Ea avea o singură căutare. Îl caut pe Domnul meu. Îl caut pe Isus. Aleluia. Dumneavoastră pe cine căutați? Ce căutați? Ați venit aici în Austria, vorbeam cu fratele Vlas, unii de zeci de ani. Țin minte când am fost undeva prin 2004-2005, la cealaltă biserică, acolo Nimeni nu se gândea că o să deschideți a doua biserică, v-ați mulțit Și am spus fratelui Vlas, pregătiți-vă că s-ar putea peste câți bani să faceți și a treia. Doamne ajută, spuneți amin. Las că e bine ca să fie biserici în Viena, cât de multe, să avem și noi unde să predicăm. Slăviți să fie Domnul. Întrebarea este ce căutați, pe cine căutați? Dragilor, cea mai importantă căutare este să căutăm pe Domnul. În Psalmul 34 cu versetul 5 vorbește David acolo în felul următor. Când îți întorci privirile unde? Spre El. Adică atunci când îl cauți pe Domnul, se întâmplă o minune. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 27, cu versetul 8 spune împăratul David, inima îmi zice din partea ta, caută ce? Fața mea. Și Doamne, eu fața ta o, o caut. Vrem să răspundem așa pe scurt la trei întrebări. Unde să-L căutăm pe Domnul? Cum să-L căutăm pe Domnul și când să-L căutăm pe Domnul? Scurt așa, câteva sub principii. Unde să-L căutăm pe Domnul? Unde-i Domnul? Primul răspuns, Domnului prezent aici în adunarea Lui. să spunem amin. Nu știu când aveți peste săptămână slujbă. Mar și joi, spune fratele păstor. Marți era tot așa sunteți? M-am dus undeva în America, la un mare frate pastor. nu-i dau numele. Anul trecut, în ianuarie, la Chicago am slujit la ordinarea fiului nostru, cel mai mare, și am discutat cu un frate păstor, nu vă spun numele, șapte biserici în Chicago, și au zis, frate Ionică, că ne-ar face o mare bucurie să ne vizitați și pe noi, să veniți să sluji. Și am spus, frate, sunt liber joi seara. Au spus el, Doamne ferește, nu veni joi seara, că biserica e aproape goală. Ne facem de rușine. De nu știu câte sute erau, dacă vin 40-50. Dar restul ce caută? Unde sunt? Nu a zis Iacov în, în Genesa 28? Când Dumnezeu i s-a revelat în acel vis de noapte. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Dumnezeu este aici. El spunea că n-a știut. Dar noi știm că Domnul e prezent aici. Lăuda să fie Domnul. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc Fierbinte, spunea David, aș vrea să locuiesc în casa Domnului când? Toată viața mea. Doamne ajută-ne să-L căutăm pe Domnul aici. Domnul e prezent și marți, e prezent, prezent și joi, și duminică dimineața, și duminică seara. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Stă în adunarea Sfinților. Aici, dacă dimineața aceasta sunt prieteni împreună cu noi, să fie dimineața întâlnirii cu Isus. Hristos nu mai este în mormânt, este viu în vecii vecilor. Gloria să-L împodobească. De aceea să-L căutăm totdeauna în casa de închinare. Unde l găsim pe Domnul? Îl găsim în Scriptură. Îl găsim în Scriptură, în Biblie. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39, spunea Mântuitorul, cercetați Scripturile pentru că socotiți că ne le găsiți ce? Viață veșnică. Și tocmai ele mărturisesc despre mine, toată Scriptura asta care e însuflată de Duhul Sfânt, mărturisește că Iisus Hristos este Domnul, El este Mântuitorul, este singurul care poate să ierte păcatele. Nu li s-a dat oamenilor sub cer, pe pământ, alt nume în care să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. Să spunem în dimineața asta, trăiască Domnul! Să-L căutăm în Scripturi? Ce tragedie că oamenii îl caută la mormânt și azi. Oamenii îl caută în locuri în care nu-i. Să-l căutăm pe Domnul acolo unde este. Amin? Să-l căutăm pe Domnul, dacă vreți, unde mai este Domnul? Într-o relație personală. Doamne ajută-ne! Într-o relație personală. Nu-i nevoie de intermediar, prin cutare, prin cutare. Nu, nu! Știți ce a spus Toma la un moment dat? Domnul meu și Dumnezeul meu... E atât de mare că ajunge la toți. Caută-L pe Domnul rugăciune când te pleci, când încep ziua, Doamne, fii cu mine, lasă protecția Ta, Doamne. Am nevoie de, ajutorul Tău, am nevoie de binecuvântarea Ta. Lui Dumnezeu îi place ca să ne binecuvinteze. Ce binecuvintează El, rămâne binecuvântat. Să trăiască Domnul noi, amin? Pavel spunea, am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. În mine trăiește Hristos. Hristosul cel viu, și când trăiește în tine și dumneata și eu, vom trăi altfel. Ajută-ne, Doamne! În al doilea rând, cum să-L cauți pe Domnul? Profetul lacrimilor, Iremia, afirmă în capitolul 29, citesc de la versetul 13, Mă veți căuta și mă veți găsi... Dacă mă veți căuta acum, cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși voștri de război. Am văzut că aveți aici o listă destul de consistentă, tineri care-ți plecați în lume, sprinși de război. Îți legați cu lanțuri, lanțuri ale păcatului. Cel care poate să-i libereze este Isus Hristos. L-a eliberat pe îndrăcitul din Ținutul Gadarenilor, vă amintiți? În el era o legiune de demoni, de duri necurate. Care-ți este numele? Legiune, pentru că suntem mulți? Există unii teologi, unii comentatori ai Bibliei care afirmă că omul acela erau aproximativ șase mii de duri necurate. Pentru că o legiune de soldați, Romană număra 6000 de soldați. Nu știu dacă e așa sau nu. Dar cel puțin două de duhuri necurate tot au fost. Pentru că la un moment dat ei se roagă și spun așa, Doamne Iisuse, nu ne trimite în adânc, dă nevoie să intrăm în porci, în turma aceea de porci. Erau aproximativ 2000 de porci. Și Domnul le-a permis. Au intrat în porci, Spune Scriptura și porcii s-au aruncat în, mare. Așa de sensibile au fost porcii, au zis, decât să trăim cu dracii noi, preferăm să ne aruncăm în mare, pentru că o grămadă de oameni trăiesc cu dracii în ei. Porcii nu au vrut. Au plecat oamenii să-i anunțe pe proprietare, au venit proprietare și au văzut două tablouri. L-au văzut pe omul acesta care altădată umbla dezbrăcat, care se tăia, își făcea tăieturi singur. Nu puteai să treci cu copiii pe acolo. De data asta era îmbrăcat, liniștit, jos, la picioarele Domnului Isus. Mă gândeau că vor spune Aleluia! A venit Hristos la noi și a făcut o minune. L-a eliberat pe omul ăsta. A făcut să cadă toate lanțurile jos. Însă au văzut al doilea tablou. 2000 de porci care pluteau pe apă. Și au zis câtă pagubă ne-a dus Iisus. Erau mai importanți porcii decât omul acela. Și au făcut și ei stăruință. Ascultați aici, demoni au făcut stăruință, dar au făcut și oamenii din ținutul gadarenilor spunând, Iisuse, pleacă de la noi. Și Domnul a plecat. Pentru că nicăieri el nu stă cu forța. Noi am vrea să spunem în dimineața asta, Doamne, rămâi la noi. Rămâi în adunare. Rămâi în casele noastre. Sunt atâtea adunări unde Iisus nu mai este scos afară. Sunt atâtea case unde Iisus nu mai este. Noi am vrea să fim cu El, pentru că despărțiți de El și fără El nu putem să facem nimic. Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, lucrează! Ajută-ne să te căutăm din, din toată inima. Despre Amația citim în Biblia ca a slujit lui Dumnezeu, dar cu o inimă știți cum? Care era? Împărțită. O, cât sunt în vremea asta care au inimele împărțite. Și cu lumea, și cu Dumnezeu. Și cu biserica, și cu lumea de afară și cu împărăția lumii. Să fie în noi o singură împărăție, împărăția lui Dumnezeu, care trebuie să fie în noi, în mijlocul nostru, în casele noastre. Dimineața asta aici e împărăția lui Dumnezeu, aleluia! În casele noastre e împărăția lui Dumnezeu. Mă întreabă unii frați când merg cu mașina mii de kilometri, mă duc câte un turneu așa, Austria, Germania, Belgia, Franța, Zice, dar nu te plictisește, așa nu mai pe cineva cu tine, în dreapta zic, nu, locul din dreapta e ocupat, stă Iisus. Și în mașina acolo e împărăția lui Dumnezeu, e muzica acolo, spredice, scântări, îs rugăciuni. Pentru că noi trebuie să ducem împărăția lui Dumnezeu peste tot. Și la locul de muncă, pe șantier, să fie împărăția lui Dumnezeu. Decât să fie glume, să fie lucruri de, de un prost gust, mai bine să fie împărăția lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! Să-L căutăm pe Domnul din toată inima. Și apoi, când să-L căutăm, întotdeauna la timpul prezent, Biblia zice astăzi. Isaia 55 cu 6. Căutați pe Domnul câtă vreme, se poate găsi. Chemați-L pe Domnul câtă vreme, este aproape. Astăzi e prezent în adunare. Domnul este lângă noi. Glorie Lui! De aceea să-L căutăm întotdeauna la timpul prezent. Că s-ar putea ca mâine să fie prea târziu. Dacă ați băgat de seamă, noi românii avem așa o mare problemă în deciziile mari, le începem de mâine sau de luni. N-ați băgat de seamă? De luni intrăm la slăbire. Ați auzit asta? Și mai mergem la pizza astăzi, astăzi, mâncăm sarmalele și salata biof, dar din luni, din luni, gata, intrăm la cură. Și totdeauna din luni. Ce important e să intri de azi. Amin? Astăzi. Pentru că ziua de mâine nu este a noastră. Oamenii care vin la evanghelizări și spun, nu mă pocăiesc, nu mă predau azi. M-am ceva de rezolvat, vara asta fac nuntă la băiat. Dar la toamnă, după ce culeg merele, mă pocăiesc și mă botez, eu botezul. Și sunt unii care nu mai apucă. Pentru că inima asta care îți bate în piept se poate opri. Ea bate de două ori la rând și apoi face o scurtă pauză. Și spunea cineva, întreabă pe Creator să mai bată, Doamne? Și Dumnezeu, în îndurarea Lui, a făcut să mai bată și în dimineața asta inima în pieptul meu și în pieptul dumneavoastră. A mai scris viață, că viața o dă Dumnezeu. Să spunem cu toții glorie, Domnul. Dar s-ar putea, la noapte sau mâine dimineață, să spună Dumnezeu stop. Și când Dumnezeu spune stop, niciun aparat din lumea asta nu mai poate porni. Pentru că atunci când Dumnezeu închide, nimeni nu mai deschide. La fel când Dumnezeu deschide, după el nu mai închide nimeni. Asta de în primul rând, în Domnului Isus. N-ați vrea să-l căutăm de astăzi, nu de mâine, de astăzi, mai mult pe Domnul. Și împărăția cerurilor, Doamne binecuvintează cuvintează. Doi. Al doilea lucru pe care îl învățăm la învierea Domnului Iisus, sau ne învață învierea Domnului Iisus. Învierea Domnului ne învață să credem că Domnul a biruit moartea, stăpânește asupra ei și este viu în vecii vecilor. Să spunem cu toată adunarea, amin. Să ne Uitați-vă aici în text. Când citim versetul de la versetul 8, atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, adică Ioan, după Petru, și a văzut, și a crezut. Dar ce a crezut? O crezut că Domnul Iisus e viu, nici vorbă. O crezut că e mormântul gol? Pentru că asta a crezut și Maria Magdalena. Vă citesc din nou din, textul acesta. De la versetul 15. Femeia a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l... Ce să ia trupul? Au crezut că cineva a venit, au dat piatra la o parte și au luat trupul, l-au dus undeva, asta a crezut. Dar n-au crezut că Iisus Hristos e viu. N-au crezut. Știți că unii n-au crezut nici după ce l-au văzut? Pentru că noi, de ani de zile, de când vin la adunare, aud predici cu, Ion, cu Toma, de regulă Toma, duminica viitoare, va fi distrus. Din Toma necredinciosul nu mai scoate. Și asta m-a mobilizat ca să fac o predică despre Toma pe care am intitulat-o Toma, un ucenic model. O să vedeți cât calități are. Nu pot să rămân duminica viitoare la dumneavoastră. Vă citesc însă din Evanghelia după Matei, ca să vedeți ce afirm, sau citesc din, Luca 24 și apoi din Matei 28. Luca 24, versetul 3 6. Pe când vorbea, vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Asta era credința lor. Dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți un duh, n-are nici carne, nici oase, cum vedeți ca am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, el a arătat mâinile și picioarele sale, fiindcă ei de bucurie, de bucurie, încă nu credeau și se mirau. Domnul Iisus trebuie să treacă la dovezi. Și uitați-vă ce dovezi le dă aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de mere, el le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Citește din Matei, din capitolul 28, ca să vedeți într-un mod mai clar și mai amplu ceea ce afirm. Matei, capitolul 28, de la versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, atenție, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. E adevărat că Toma s-a îndoit și el. Dar să ținem cont de un aspect, că Toma nu era împreună cu ceilalți când Domnul Iisus a intrat prin ușile în Aici aveți citi din Evanghelia după Ioan, probabil duminica viitoare, în continuare de la versetul 19. Adică cumva avea acoperire pentru că el n-a văzut, dar uitați-vă că, Ăștia au văzut și cu toate acestea au avut îndoieli. Dragii mei, ne învață învierea Mântuitorului pe fiecare în parte dintre noi să credem cu adevărat. Doamne ajută-ne! Mai avem credință? Evrei 11 cu 6 și fără de credință, este cu neputință ca să fim plăcuți cui? lui Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Doamne, binecuvintează-ne! Luca 18 cu 8, când va reveni fiul omului pe norii cerului, va mai găsi el? Unde? Pe buze? Că pe buze au foarte mulți. Domnul vrea ca să avem o credință în inimă activă. Cel neprihănit, spune Apostolul Pavel, va trebui să trăiască prin credință. Doamne ajută-ne! O soră în vârstă așa trecută de 70 de ani, fără niciun sprijin și fără ajutor financiar, avea o problemă să confrunta cu ea și s-a rugat ca de obicei cu credință. Că Biblia așa ne învață să ne rugăm cu credință, să nu avem îndoieli. Și dacă ne unim și ne rugăm în felul ăsta, Domnul ne va dărui ceea ce cerem, bineînțeles, cei după voia Lui. Și a spus, Doamne, eu cred cum ai lucrat în dreptul lui Ilie, profetul tău, așa ai lucrat și la mine, că tu ai corbi. Cum ai trimis mâncare lui Ilie prin corbi? Tu ai corbii tăi și azi. Și mai vei scoate din problema asta. Și Domnul vorbește unui frate care avea o firmă de construcție, ca lui Iacov, printr-un vis de noapte. Și îi spune, te duci dimineața la șapte la sora Ana, pentru că vreau să te folosesc acolo, are nevoie de un ajutor financiar. Nu i-a spus Domnul, sumă, nu nimic. Când s-a trezit omul din somn, dimineața așa, nu i-a plăcut visul. S-a întins așa de câteva ori, văd ce vis ciudat am avut. Dacă ați observat, când visăm că trebuie să dăm bani, nu prea plăcut plăcute visurile astea. Ei, dacă ar fi să visăm că primim bani, aleluia, Doamne, pe la cât? Vezi, cam foarte mulți iubesc visele astea, deși Scriptura spune că e mai ferice să dai decât să primești. Omul și-a văzut de șantierele lui că avea multe, era ocupat. Următoarea noapte, Domnul nu i-a mai vorbit prin vis, l-a trezit, a strigat la el, a auzit pentru prima dată în felul ăsta vocea Domnului și a spus, eu sunt Domnul. Dimineața la șapte te duci acolo. De frică nu mai închis ochii deloc. A stat așa drept, echipat, frumos, la ora șapte a fost cu un plic la sora, la sora Ana, o bătut la poartă și o spus, sora Ana, m trimis domnul la dumneata că ai nevoie de un ajutor financiar. Sora a zis, te-o trimis de ieri, dar n-ai vrut să vii. O tremurat omul de frică, o spricul, zice, poftim în numele Domnului. Sora nu interesat-o cât implic. O lua de acolo cât erau nevoile ei. Mai exact 5 hârtii, cum e în România, de 100 de lei. Adică 5 milioane, aproximativ 100 de euro în banii voștri. Restul o închis plicul și o să poftim, cu Domnul Iisus. Fratele a spus, dar nu soră, toți sunt pentru matare, pentru nevoile matale. Ce? Nu, 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 nu. Atât e nevoia mea. mie nu trebuie nimic. Că, virgulă, când va mai fi să trec prin lipsă, Dumnezeu mare corbi. Mă, fratele, era un pic așa și mai brunețel la față. O crezut că se referă la el, că l-a făcut corb și o plecat de acolo. Pentru că o zis sora, nu vreau să depind de plicul ăsta. Eu toată viața mea am depins de Dumnezeu. Nu cântăm noi o cântare că depindem de Domnul? Dar nu prea ne place. E greu să trăiești prin credință. E greu să depinzi de Domnul. Vrem să depindem de ce avem noi, să avem ceva sigur. Pe mulți aud, bă, dacă am, m-am pus la punct. Îmi vine de acolo atâta S-ar putea să închidă Domnul, să nu-ți mai vină nimic. Nu te baza pe ce ai tu. Nu, nu, nu. Să ne bazăm întotdeauna pe Domnul. Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Merită să spunem în dimineața asta glorie lui și să ne încredem în El. Să ne ajute Dumnezeu să trăim prin credință. Prin credință. Pentru că prin credință totul e posibil. Prin credință Dumnezeu face imposibilul posibil. Să mai spunem o dată, lăudam să fie Domnul. Asta ne învață învierea Domnului Isus. Și îmi doresc din toată inima să învățăm, să ne însușim, așa să trăim. Amin? Prin credință. Pe voi înși, vă spunea Pavel Corintenilor, cercați-vă dacă mai sunteți. Pavel declară la final, 2 Timotei, capitolul 4, versetele 6, 7, 8, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă cu nuna să ne ajute Dumnezeu și pe noi. 3. Ce ne învață În învierea Domnului Iisus? Ce învățăm la învierea Domnului Iisus? În al treilea rând învățăm că viața omului pe pământ, nu-i decât o alergare în fiecare zi spre mormânt. V-ați gândit la asta? Viața noastră, viața omului, oricărui om pe pământ, nu-i decât o alergare spre mormânt. De fapt, omul de când se naște? Acolo sunt dreapt. Bineînțeles că nu se îndreaptă cu picioarele lui deocamdată, că e mic. Dar după aia când începe ca să umbli, să meargă și să alerge, acolo ne îndreptăm. Acolo ne îndreptăm. Pentru că cel mai sigur lucru pentru noi, pentru noi oamenii, știți care este? Moartea. Evrei 9 cu 27, spune acolo autorul, și după cum oamenilor le este rânduit, ce să facă? Să moară o singură Tată. Iar după aceea vine judecata. Și vă mai spun ceva. Dacă vă uitați aici în text, după ce Maria Magdalena îi anunță pe ucenici, cei doi, Simon Petru și ucenicul pe care îl iubea Domnul Isus, adică Ioan, încep să alerge. Versetul 3. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi. Pentru că uneori la mormânt ajung cei mai tineri. Nu prime ajung pensionarii, nu prime ajung cei care sunt octogenari, au 80 de ani sau 82, cum spunea cineva așa un tânăr mai cu tupeu, zice, bătrâne, vezi că deja a expirat, ești expirat. Locul tău în altă parte. Și-o zis bătrânul cu înțelepciune, s-ar putea să, ajungi tu primul înaintea mea. Mai bine, roagă-te Domnului și-ți merește-te. Că atunci când ești tânăr, ți se pare că ești pe cai mari, că ești tare, că totul să, să rotește în jurul tău. Nici vorbă. Am slujit la atâtea mormântări, la tineri de 18 ani, de 20 de ani. Recent am fost undeva în județul Vrancea, la Jut, am fost chemat acolo la o mormântare a două fetițe. Una de un an, cred că, și una de trei ani. Nu mă duc cu plăcere la mormântările astea, să știți. Pentru că știu ce mă așteaptă. Am ajuns acolo, biserica plină și la balcon, și afară curtea, până în stradă. Am văzut două fetițe în niște sicriașe mici îmbrăcate în alb, și când să mă ridic la predică după o cântare, au venit și părinții din spital. Au dat pe semnător, mama și tata. Tata era în cărucior, era imobilizat, cu bazinul spart, cu mai multipli facturi, foarte afectat. Mama arăta mai bine. Mă imaginați-vă când s o apropiat de sicriu acolo, a început să jelească acolo, să plângă, lua mânuțele copiilor și le punea pe fața lor și eu trebuia să predic. M-am oprit poate de 20 de ori din predică. Le-am înțeles durerea. Și m-am gândit, uneori la mormânt ajung cei mai tineri. de e important, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, spuneam anterior, nu știm când plecăm, să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Doamne ajută-ne! Să fim gata! Când te culci, de-aia spune Biblia, să n pună soarele peste ce? Peste mânia voastră. Las că ieratea lui, lasă lasă așa un pic, așa să, să fiarbă în el. Să simtă și el. Dar s-ar putea să pleci tu și să rămân în el, ce faci? M-am dus undeva la, la o mormântare, nu o să spun unde, și am găsit acolo un păstor foarte afectat, plângea în hohote, în vârstă. Și nu-l puteam potoli liniști și am spus, frate, de ce, ce s-a întâmplat? Era așa de atașat, de decedat, de fratele care au trecut? Și nu, frate, îți o povestea. Am fost certați 25 de ani. Tensiunea asta am transmis-o și copiilor noștri. Familiile noastre au fost rivale în timpul ăsta. Povestea e lungă, eu o scurtez. Și-o zis, la un moment dat el s-a dus la spital că nu se simțea bine și medicul de acolo, după ce l-a consultat, i-a făcut un tomograf la cap, i-a spus, domnule, o să fiu sincer și direct, mai de 3-3 luni. Avea 60 de ani. Ai o tumoare, este neoperabilă și o lună să mai fii conștient dacă ai de făcut un testament, dacă ai ceva de pus în rânduială. Medicul parcă era pocăit, așa-i vorbea. Du-te acasă și fă repede, mai o lună. După aia intri în comă, devii legumă, nu mai poți face faci nimic, nu mai poți semna, nu mai ești lucid, gata. Îți spun clar ca să-ți rezolvi problemele, eu zis. Că de regulă medici în România, nu scan în Austria sau în Germania, spun familiei. Lui o spus lui personal. O venit omul acasă, primul lucru pe care l-a făcut, l-a sunat pe păstor, ăsta în vârstă, și a spus, frate, puti eu sunt cu o voce blajină, așa, intensitate minimă, te rog frumos să vii până la mine acasă. a cum să vii mai la tine acasă? Nu ți-i dai telefon după 25 de ani, mă chem la tine acasă, nu știi care-i povestea dintre noi, să nu-ți calc pragul, să nu te văd. Și păstorul păstor tare. Hotărât bărbat, potărât slujitor, Asta a spus, trebuie să vii pentru că m-am de trăit trei luni și dacă nu ne înțelegem, dacă nu ne împăcăm, amândoi plecăm în iad. Că am citit Evrei 12 cu 14 o viață. Și tu și eu urmăriți două lucruri, pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe... Când a auzit păstorul, a lăsat vocea jos. Într-o viteză maximă, așa, au venit la el și au spus, după 25 de ani ne-am îmbrățișat și am plâns ca doi copii. O zis bolnavă, poți să mă iert? Să-ți spus, Dacă mă iert, vreau să faci două lucruri. Unu, să vii mâine să-mi dai cina, să ne împărtășim împreună. Și doi, să conduci tu slujbele de privec și de mormântare ca să afle toată comunitatea că noi ne-am împăcat și am murit în pace. Și îmi spunea omul ăsta, zice, frate, 25 de ani a fost un singur câștigător, Satana! M-am gândit, cancerul rău, dar este și un bun în cancer, că mai dă timp să te pocăiești. Dacă vine un accident, dacă vine un infarct, un, accident vascular, te-ai dus cum ești. Doamne, ai milă de noi. Doamne, binecuvintează-ne ca să, să înțelegem că viața e scurtă, suntem străini și călători, că viața asta nu e decât o alergare în fiecare zi spre mormânt. Atât tot. Și pentru asta suntem chemați să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Să fim gata. Să fim gata. Când vine momentul să pot să mă duc liber la Domnul acasă și să înceapă veșticia. Doamne ajută-ne! M-am un gând și apoi închei, mă apropii pentru că timpul se apropie de final, timpul meu de predică. A patra afirmație, al patrulea lucru pe care îl învățăm la învierea Domnului. Învierea Domnului ne învață să avem în viață totdeauna răbdare, să fim oameni care să știm să așteptăm, să nu ne grăbim. Să spunem amin. Știți că undeva în Matei capitolul 24, Domnul Iisus spunea într-un verset acolo, Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Maria așteaptă cu răbdare. Așteaptă. Ceilalți doi, Ioan și cu, cu Petru, văd că mormântul e gol, dar nu mai așteaptă. Se întoarnă apoi M-am întrebat, nu puteau, dacă nu e aici, să mai stăm un pic, să vedem ce se întâmplă. Nu ne putem duce. La ce să ne duce înapoi acasă? Pentru ce? Le interesează cei cu el, unde domnul, dacă nu-i mormânt. Mai așteptăm un pic, poate primim un semnal. Însă cei doi se întorc. Singura care rămâne acolo e Maria Magdalena. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea stătea în așteptare. Și ascultați-mă ce vă spun. Cei care știu să aștepte cu răbdare, întotdeauna să răsplătiți. Amin? Totdeauna. E prima care îl vede pe Domnul Isus și vorbește cu Domnul Isus. E adevărat că nu-l cunoaște pe Domnul. Prima dată crede că e grădinarul. Dar după ce aude cuvintele, înțeleaptă femeie. Recunoaște că e Domnul, după cuvinte, după cum îi se adresează, vă amintiți de cei șapte ucenici în frunte cu Petru, Marea Tiberiadei, Ioan, capitolul 21, când merg la pescuit? Se apropie Domnul către ei și le vorbește și lor. Și cum îi numește? Nu spune mai pescarilor. Dar cum le spune? Copii, copii, aveți ceva de mâncare. Nu-l cunosc niciunul. Nu mă deschide gura și Maria îl recunoaște. Rabuni, zice, învățătorule. Ăștia bărbați au stat cu Domnul Iisus mai mult de trei ani de zile și cu toate astea nu-L cunosc. Dacă nu aveți nimic de mâncare, la ce stați? Aruncați mreaja în partea dreaptă și pescuiți. Și Domnul poruncește să intre în mreajă numai pești mari. Câți la număr? Spuneți dumneavoastră. 153 de pești mari. Dar cine erau și mici? Bada. Însă Hristos a spus, intră numai pești mari, pentru că un Dumnezeu mare face lucrări mari. De la ascultă și peștii, lăuda să fie Domnul. Abia atunci, după experiență, nu după voce, recunoaște ucenicul iubit care strigă, este Domnul. Pentru că mai pescuit odată. Într-o zi toridă, după ce noaptea n-am prins nimic, și la cuvântul tău a zis Petru, o vom face, Doamne! Și-au prins o cu care au umplut două corăbii, două bărci de pește. Maria știe să aștepte răbdare. Dragilor, n-ați vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni? Ai așteptării și ai răbdării? Nu vi se pare că ne pripim? Există tineri care nu mai au răbdare. Nu au răbdare să meargă, să facă una, să facă alta și părinții le spun, mai mai mă așteaptă un pic. Să căsătoresc în grabă și apoi regret, ajung la divorț. Pentru că n-au răbdare. Ne pripim de atâtea ori. Avem noi românii o zicală, un proverb, graba ce strică. Știți? Mai știți că voi sunteți de mult în auste, dar n-ați uitat, nu? Ăștia mai în vârstă. Graba strică, nu s-o grăbit lot, când o văzut câmpia aceea, zice, gata, aici e de mine. Iarbă până la brâu. Nu mă mai cert eu cu nimeni aici, a domnului, totul numai, numai, numai belșug. Numai că nu era ceva, nu erau pietre. Ce să faci cu pietrele? Să faci altare. Să ridici altare și să, să te închin lui Dumnezeu, să-ți înveți copiii, să se roage Domnului că Isaac știa ce altar, nu? O zis, tată, lemnul la slamine, focul la tine, dar ne lipsește un element principal. Unde este? Mielul. Fiule, Domnul va purta de grijă. A lui Lot nu știau că i-a dus stai, că sunt grabă la Sodoma. Și-a zis, uite ce se întâmplă, vine mânia lui Dumnezeu, vine pedeapsă. Ce Dumnezeu, ce mânie? Aici i totul. Vezi de treaba ta, o zis socrule, ginerii, tu cu glume? Au crezut că glumește și au, au, au murit acolo, au, au fost tarși de vii toți. Prea târziu înțeles Lot că graba strică treaba. Dacă ar fi spus unchile, mă aștept, nu iau decizia azi. Nici la dreapta, nici la stânga. Eu vreau să stau lângă tine, că m-ai luat când eram orfan. M-ai lăsat ca să mă dezvolt. N-ai spus, lasă-mă tu numai să ai 100 de oi și 100 de cămile. Ai fost un om pocăit. M-a lăsat să cresc, să am turme ca și tine, să mă dezvolt. Eu am nevoie de sfaturile tale, stau lângă tine. Dacă trebuie, mai, mai, mai dau eu din turmile mele, mai vând, nu-i problemă, îl dăm la alții. Dar stau lângă tine pentru că am văzut cu tine Dumnezeu, când te rogi, Dumnezeu răspunde. Am nevoie de experiența ta, am nevoie de părtășie cu tine, am nevoie ca familia mea să învețe bine. Dar au pierdut tot. Nu mai vorbim de bogăție și ce au avut și au pierdut mare parte din familie. Și spune Biblia, în fiecare zi în Sodoma își chinuia ce? Sufletul. Când a ieșit cu mâinile goale, cu nevasta care și a rămas în urmă, transformată într-un stâlp de sare cu cele două fete de s-au meritat lot? Nu. Pentru că n-ai avut răbdare și așteptare. Știți că Biblia vorbește în Luca 2 despre un bătrân pe nume Simeon. Și mi-ar fi plăcut să se fi scris mai multe rânduri despre Sfântul ăsta. Ducea o viață sfântă și era cu frică de Dumnezeu. Duhul Sfânt era peste el. Știți ce făcea omul ăsta? Avea o așteptare. Ce aștepta? Aștepta ziua când îl va vedea cu ochii lui pe, pe Domnul Isus. Lumina tuturor popoarelor. Pentru că Duhul Sfânt îl înștiințase. Când ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te înștiințează. Aleluia! Vă mai înștiințează Duhul Sfânt? Vă dă o grămadă de familii de busolate. Unde e Duhul Sfânt? E un, e un alt subiect de predică, cu altă ocazie. Nu știu când l-au înștiințat, poate la 20 de ani, poate la 30 de ani, nu știu. Era contemporan cu Ana, prorocița fatului Fanuel, ea avea 84 de ani. Pe acolo, probabil, și Simeon aștepta. Ce aștept Simeon? Ce aștept să vină vara, să mănânce cireșă? să vină concediu ce aștept să pui porți automate, să iei ultimul model de Mercedes ce aștept. Am o singură așteptare, aștept să-l văd pe Iisus. Aleluia. Și-l vede. Vine Maria cu Iosif, ca pruncul să fie tăiat în prejur după rânduiala dată de Dumnezeu prin Moise. Și când îl vede, el spune așa: "Slobozește, Doamne, în pace pe robul tău, pentru că ochii mei au văzut lumina ta, mânduirea tuturor popoarelor. De acum, cu alte cuvinte, pot să plec. Pentru că așteptarea mea a luat sfârșit. L-am văzut pe Mesia, l-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Ce așteptăm? Ce așteptați aici în Viena, în Austria? Mai așteptați pe Iisus? Și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne. Și cine aude să zică? Vino Doamne. Simt așa prin tot ce se întâmplă în lumea asta că nu mai este mult. Și cel ce vine, va veni. Maranata, Domnul nostru, vine. Să spunem cu toții, o Doamne Iisus. Dar pentru asta să-L așteptăm. Că Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Momentul acela să mă găsească și să vă găsească pe toți, gata. Așa că tot ce ne-a învățat în vieria Domnului Isus, Doamne, ajută să trăim, amin.